este ultimul meci din acest play-out și din acest campionat. Nu vă întreb nimic, vă las pe dumneavoastră să spuneți așa, eu știu, chiar și o concluzie despre ce a fost până acum așa succintă și desigur, evident, ca de fiecare dată așteptări. Da, este ultima etapă. Cum am spus și eu și cum a spus toată lumea, campionat nebun, campionat echilibrat, se joacă până în ultima etapă. Din fericire pentru noi, nu avem acele trăiri vis-a-vis de retrogradare. Din păcate, venim după două meciuri nu foarte bune, în care n-am adus niciun punct, câteva ocazii la Galați și o jumătate de meci cu Iașu. Puțin. Va trebui ca meciul ăsta să ne remontăm, să ne recapacităm ca să dăm totul și să scoatem mai mult, pentru că cred că putem face lucrul ăsta. Mister, un meci, de fapt sunt mai multe meciuri despre care se vorbește foarte, foarte mult și cred că putem fi de acord împreună asupra acestui aspect. Aveți ceva de comentat? Mai mult decât atât, clubul nostru a emis un comunicat cu privire la, nu știu să le spun, speculații, acuzații. N-aș vrea să le dau o definiție. Da, am spus, suporterii au tot dreptul să apostrofeze când jucăm prost, când nu sunt rezultate, dar partea cealaltă vis-a-vis de speculații aici nu au avut dreptate. Nu mai contează. Eu te-aș întreba anul trecut Dinamo era în Liga 2, se lupta să promoveze, Craiova se lupta la locul de baraj pentru conferenț și la retrogradare eram noi pe depunctare. Votoșanu, Pece Argeș, Chindia, de ce nu s-a vorbit despre astfel de momente, de speculații? Pentru că și atunci au fost echipe care erau liniștite și noi am bătut la Petrol, putea să spună lumea că ne-a dat Petrolul meciul, și Argeș a bătut Petrolul și au scăpat de la retrogradare directă, dar atunci nu au fost speculațiile de genul. Da? Acum că sunt două echipe mai de tradiție, apar astfel de speculații. Presa de asta este să speculeze, din păcate, suporterii noștri cred lucrurile astea. Asta este dureros, dar nu avem ce să facem, mergem înainte. Din punctul meu de vedere, concluzia este că culegi ceea ce semeni. Și noi puteam culege mai mult, dar am semănat poate prea puțin. Este adevărat în acest sezon.